Următorul pas, da, următorul segment în care vom aplica filozofia de, spunem noi, este acel al virtualizării. Declarația noastră de dragoste față de această virtualizare. Și este, deși acesta este un slide probabil proiectat înainte de criză, se referă la piețe care se mișcă foarte repede și atunci când se mișcă mai încet, cu atât mai mult, este important să ai un return on investment. Soluțiile în care investești să poată avea un beneficiu clar pe care să-l obții în termen cât mai scurt. Este ceea ce ne cer oamenii din finance, care de multe ori conduc organizațiile noastre, că suntem în IT și în reprezentanța ale unor vânzători, că sunteți în industrie sau în government, întotdeauna există o presiune pe costuri. Da? Asta este foarte clar, pentru că nu e nimeni să pună la îndoială acest lucru. Și există două pasuri către virtualizare. Două căi. O cale complexă, unde return of investment, beneficiile poate nu sunt clare, unde există niște soluții proprietare, unde există, eu știu, niște soluții nu foarte eficiente din punct de vedere energetic, unde există niște taxe anuale deosebit de mari, în orice caz, sunt niște taxe anuale care se pun acolo, de obicei, de multe ori, administratorii de IT nu au, s-au ajuns foarte greu să aibă competențe în administrare și atunci a depins de un vendor și de niște servicii. Calea de și calea pe care o alegem împreună cu partenerii noștri este să facem virtualizarea să fie mai simplă, să ajutăm în evidențierea unor beneficii care să fie obținute cât mai rapid, să oferim mai multe soluții la alegere clienților, care să fie flexibile. Avem împreună cu partenerii noștri, dintre care unul este reprezentat aici, furnizorul de tehnologie Intel, avem una dintre cele mai bune rapoarte de performanță per watt,